Mai sunt doar câteva zile până când începe școala și dacă aveți copii care de luni încep cursurile, cu siguranță acum sunteți în febra cumpărăturilor. Orice elev are nevoie de ghiozdan, oferte sunt destule bani să fie pe card sau în portofel, însă pe lângă ghiozdan, un elev mai are nevoie și de rechizite și aici vorbim de caiete, stilou, pixuri, creioane, penar și alte rechizite aflate pe lista dată de dascăli. Haideți să vedem cam câți bani trebuie să scoateți din buzunar pentru un ghiozdan echipat. Aici avem de la clasele, pentru clasa 5-a, de exemplu, pentru fete, pentru băieți. Le avem cu spate buretat, ca să fie mai confortabil. Și avem diferite modele. De exemplu, acesta ce preț are? Acesta este la 129,90. Sunt avem și la... modele mai scumpe, modele mai ieftine? Da, avem de la 30 de lei în sus avem prețurile, în funcție și de buget. De aici ar fi pentru clasa 1 modelele. Tot așa... mai buretate, mai avem și trollere pentru copii, ca să le fie mai ușor să nu le care în spate pentru a avea o coloană cât mai dreaptă. Prețurile? Prețurile diferă. De exemplu, modelul ăsta e la 129,90, mai avem și la 90 de lei, care spune într-o 130 de lei majoritatea, cam așa, până în suma aceasta. Cele mai bine vândute. Din ghiozdan nu poate lipsi un penar asortat. Acum, la modă, sunt cele gata echipate, pentru care părinții mai scot din buzunar câteva zeci de lei. Este un model pentru fete, cu Frozen, care este gata, echipat cu de toate, nu mai trebuie să își aleagă copiii, au de toate aici pentru a începe școala. Avem și penare simple, dacă doresc să-și pună ei, să-și aleagă din diferitele firme care le avem. Să-și pună de toate. Un penar gata echipat? La 49,90. Se mai adaugă în ghiozdan și niște caiete, acoarele, plastelină, pixuri și creioane grafice, iar cei mai mici dintre școlari au nevoie și de un stilou. Încă 50 de lei scoși din buzunar pentru celebrul instrument de scris. Avem niște stilouri speciale pentru clasele 1-4. Sunt pentru mâna stângă și pentru mâna dreaptă. Acesta, de exemplu, este un stilou pentru stângaci. Este special perceput cu acest suport pentru deget. Pentru copii ajută foarte mult la scris. Dacă nu ții într-o poziție corectă, stiloul nu mai scrie. În total, costurile unui ghiozdan gata echipat se ridică la minimum 200 de lei. Dar în funcție de bugetul alocat cumpărăturilor de rechizite, un ghiozdan echipat poate costa și 600 de lei.